Bună ziua! Bună ziua! Voi știți cine suntem noi? Da! Pompieri! Bravo! Salvatori! Da! Salvatori! Pompieri și salvatori, da! Hai spune! Incendiu! Incendiu! Ei provoacă incendiu sau ce fac ei? Bravo! Iată colegii mei sunt copiii adevărați și ei salvează și copiii, și maturii, și pisicile, și câinii, și alte animale. Așa, pompierul cu această stație radio face legătură. Și el știe. Și el știe ce se întâmplă. Aceste haine sunt făcute special ca să oprească focul. Ele rezistă la căldură de 200 de grade. Ați văzut cu medic, cu pompieri, mai vin și paramedici. De ce culoare este costumul paramedicului? Roșu! Ce se ocupă paramedicul? Și ce face el? Paramedicul ce face? Alina, ce face paramedicul? Trebuie să fie un pompier. Frazios! El arată temperatura. Un aparat care se vede și până la distanță. Elena, ascultă! În caz când se întâmplă un incendiu, acolo e fum foarte mult, nu se vede nimic. Și ne uităm pe ecranul acesta și se vede silueta omului. Și atunci când a fost un cutremur și s-a prăbușit clădirea și a rămas cineva acolo să dărmătut, cu aparatul acesta se aude dacă el este și putem face legătura. Adică să vorbim cu persoana care este sub dărâmături. Sunt persoane blocate în automobil. Pompierii, salvatori, cu ajutor așa echipamente, taie automobilul și scoate persoana de acolo. Taie automobilul. Parcile astea au puteri tăieri de 24 de tone, 2000 de tone. Asta este foarte mult! Foarte mult! Ia uitați-vă cât este de dificil să îmbraci această butilie în spate. Este dificil, ea este grea. Da, văzut? Ia uitați-vă cum o pune. Este greu să punem asta. Ia uitați-vă, ai văzut pompierii cum îmbracă masca? Ia uitați-vă! Yeah!
acolo.